Satul Pietroșan este atestat documentar la 17 decembrie 1560. Comuna Pietroșan, formată numai din satul de reședință cu același nume, se află la extremitatea de sud-est a județului Telorma. Așezată la granița dintre județele Telorma și Plașca, în urma deselor împărțiri administrativ-teritoriale, a făcut parte în diferite perioade din Telorma, Plașca sau regiunea București, iar din anul 1968, comuna Pietroșan este județul Telorma. Comuna emblematică prin schela existentă la Dunăre, care a dăinuit până în 1945 și ferma modelă utilizată pe proprietatea expropiată a familiei Boierăștii III, condusă de inginerul agronom Marius Constantinescu, a conferit localității Pietroșani statutul unui punct vamal și comercial. Principala ocupație a locuitorilor, agricultura, dar și creșterea animalelor și chiar pescuitul practicat în apele Dunării, au făcut ca localitatea să se facă cunoscută la nivelul celor două județe. Bunele tradiții ale locuitorilor din Pietroșani, ospitalitatea, demnitatea, generozitatea și devotamentul față de muncă, ce constituie principiul demne de urmat, au fost menționate în monografia localității scrisă de învățătorul Teodor Popescu, autor de manuale, director al școlii de băieți, revizor școlar al județului Vlașca și mai târziu de domnul profesor dr. Ion Marcel Țena, cel de-al doilea fiu al familiei Petre și Elena Țena în istoria localității Pietroșani, lucrare la care vom face referire în a doua parte a documentarului. Exemple de generozitate și devotament față de muncă, care au păstrat cu sfințenie bunele tradiții ale satului românesc și le-au transmis urmașilor, aflând și în rândul învățătorilor satului, alături de care putem menționa și pe învățătorul, profesorul de muzică și directorul de cămin cultural, Petre Țena. Emilia s-a născut la data de 5 octombrie 1949 în familia învățătorului Petre Țena, fiind primul din cei patru copii ai acestuia. Studiile le-a început în comuna natală la școala generală, apoi de continuu cu liceul de arte plastice Nicolae Tonița din București, 1963-1968, și cu facultatea de filologie limba română, limba franceză, din cadrul Universității București, 1969-1973. A fost încadrată ca profesor de limba franceză în comuna Plingeni la școala generală, apoi la școala generală numărul 3 Zilnicea, iar după această perioadă la liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza din Alexandria, actualmente Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Aici a profesat până în anul 2010, când s-a pensionat. A crezut în menirea și misiunea de dascăl, deși inițial și-ar fi dorit să facă multă de cercetare. Ca responsabil de cel pedagogic de limba franceză, secțiunea licee, dar și ca profesor metodist de limba franceză, de pe lângă inspectoratul școlar județean Telorman și mai ales ca secretar al Societății de Științe Filologice Telorman, a participat și contribuit cu lucrări și comunicări pe linie metodică, limba franceză, literatură comparată la Universitatea Timișoara și Universitatea București. Lucrările au fost publicate în caietele Universității Timișoara. Alături de ceilalți colegi, profesor de limba franceză, a contribuit la înființarea Centrului Cultural Romfra, o asociație de prietenie română-franceză menită să asigure o mai bună pregătire la limba franceză a elevilor, un schimb cultural și de valori româno-franceze prin parteneriate cu școle din Franța, vizite, excursii, proiecte în Franța și Belgia. În anul 1991, aprilie, a participat la Paris la Colegiul Internațional în cadrul Universității Sorbona cu comunicarea Eminescu-Mallarmé. A avut elevi olimpici la etapa națională de limba franceză, fapt pentru care Ministerul Educației și Cercetării și Tineretului i-a acordat diploma Gheorghe Lazăr clasa 1, iar Guvernul României diploma de excelență pentru palmaresul realizat în domeniul educației și poziția de excelență obținută în Galeria de Olimpici a Școlii Românești. A participat cu expoziții de pictură și grafică, acestea fiind primele sale preocupări și pasiuni în orașele în care și-a desfășurat activitatea, dar și la București și Ploiești. A investit forță creatoare, imaginație și efort în domeniul scrisului, în poezie și proză. A colaborat cu articole cronici, proze scurte, la reviste din țară și străinătate, Armonii Culturale, Direct Creator, Bogdania, Telormanul Cultural, Latitudine, Influențe Literare, Logos și Agape, Observatorul Literar,
pe stile literare, Emineșian. A participat la volumul Taina scrisului de George Roca, cu o prefață la volumul 2. Emilia Stroie și-a adunat amintirile privite cu nostalgie într-un joc al memoriei impresioniste, ca o datorie față de părinți. Proza are și o tentă mistică, e una crudă, realistă, având ca element structurant înțelepciunea identificată cu Dumnezeu, precum și dorința cunoașterii și înțelegerii neînzlocite a divinității. Paginile sunt scrise cu emoție și vibrație sufletească, dovadă metaforele, comparațiile și etichetele plastice. Scriitoarea Emilia Stroie a prezentat în imagini originale alese un origen specific faimului general, satul Pietroșan, scoțându-l din anonimat, și a realizat fără să vrea și un fel de cronică a familiei, a neamurilor și a altor oameni care au devenit personaje picorești. Emilia Stroie Țena scrie o poezie tradițională, cuvintele devenind luminoase, dătătoare de puternice sentimente patriotice, prin omagierea folclorului și a tot ceea ce înseamnă artă și tradiție populară. Resuscitarea miturilor fundamentale românești, prețuirea valorilor culturale și literale, sunt puse în pagină într-un stil personal inconfundat. Poeziile Emiliei Stroie Țena pun în valoare remarcabilul său preamă stilistic, dând vibrație emoției, acea substanță spirituală care dă viață omului și dă naștere unor reverberații simfonice care curg ca într-o cascadă de lumină, constituind în același timp o invitație elegantă la trăire profundă românească și culturală. Profesorul Ion Marcel Țena s-a născut la 28 ianuarie 1951 în comuna Pietroșani, județul Telorman, fostul județ Blașca. Va păstra o statornică dragoste pentru locurile natale, cărora le va dedica în anul 2004 o documentată monografie, Istoria localității Pietroșani din județul Telorman, reeditată cu completări în anii 2007, 2009 și 2022. Urmează cursurile primare și gimnaziale în comuna natală, iar cele liceale la Giurgiu, la actualul liceu Tudor Vianu. De la părinții săi a prins dragostea pentru muzică. Elena, mama sa, a cântat în tinerețe în perioada anilor 1946-1948 în corul de la Biserica Vergului din București, sub bagheta fratelui său, compozitorul de muzică corală Gheorghe Bazavan, iar de la tatăl său, învățătorul Petre Țena, a deprins tainele vioții. A cântat în corul și orchestra liceului de la Giurgiu sub bagheta reputatului profesor Victor Carpis. În perioada studenției, sub bagheta maestrului Voicu Enăchescu, a făcut parte din corul Universității din București, iar ca tânăr profesor a dirijat corul Colegiului Național Ica din Alexandria. În perioada 1969-1974 este student la Facultatea de Matematică a Universității din București. După absolvire, funcționează ca profesor la Colegiul Ghica din Alexandria, la Liceul Horia Hulubei din București, post ocupat prin concurs,
unde s-a clasificat primul din peste 300 de candidați, iar din anul 1990, la Colegiul Național Sfântul Sava din București, fost ocupat prin concurs, unde s-a clasificat primul cu media 10 din 60 de candidați. În 1978 obține definitivatul și gradul 2, în 1982, ambele cu media 10. În anul 1985 obține gradul didactic 1 sub îndrumarea profesorului Toma Albu de la Universitatea din București. Apoi în 2000 obține cu același conducător științific titlul de doctor în matematică. În anul 1983 apare prima carte, Probleme de geometrie și trigonometrie, a urmat apoi în ordine, Probleme din Gazeta Matematică sub conducerea academicianului Nicolae Teodorescu, Probleme de structură algebrice, 5 teme de aritmetică superioară, algebră, structuri fundamentale pentru liceu, rădăcinile unității, 6 manuale școlare, toate pentru clasele liceale, scrise singur sau în colaborare și alte culegeri de probleme. În ianuarie 1976, traduce din germană raportul lui David Hilbert, apărut în 1897 și intitulat Teoria corpurilor de numere algebrice, carte va vedea lumina tiparului în 1998. În anul 1981, profesorul Marcel Țena ajungea prin concurs redactor la Gazeta Matematică. În primii 15 ani a fost redactor principal, iar din anul 1996 redactor șef. Legăturile sale cu Gazeta sunt însă mult mai vechi. Prima menționare ca rezolvitor datează din 1966, de pe când era elev în clasa 9 la liceul din Gheorghe. În 1968 se publică prima problemă propusă, problema 9151, dar numai un an mai târziu se apare prima notă matematică, în legătură cu legile de compoziție viteză. De atunci și până astăzi s-au strâns peste 500 de probleme și aproximativ 70 de articole și note matematice, domeniile de interes fiind algebra superioară și teoria numerică. Profesor de matematică Marcel Țena, pe lângă pasiunea pentru materia pe care o predă, este și un pătimaș iubitor de muzică clasică. A înființat și dirijat începând cu anul 1995 corala Valentin Teodorian. Corul a susținut spectacole anual de ziua colegiului, 5 decembrie, Sfântul Sava, în ajunul sărbătorilor Crăciunului și în cadrul altor festivități sau schimburi de experiență, având în repertoriu printre altele Legănelul lui Iisus de Valentin Teodorian, Imnul colegiului Sfântul Sava, compoziție proprie și multe alte piese corale. Începând cu 2013, înființează corul profesor, lucru rar întâlnit astăzi, dacă nu chiar unicat, având în repertoriu un duet în opera Vânzătorul de Păsări, corul Vânătorilor și corul Sclavilor, cu texte adaptate de Marcel Țena. Este apreciat de foștii colegi și elevi ca un profesor remarcabil ce impune respect prin profesionalism și pasiune în tot ce face. Pasionat de istoria locurilor natale, pe lângă istoria localității Petroșan, scrie istoria localității Vedea, și în colaborare cu vărul său primar Valea Vatavan, publică istoria localității Bragadirului și Telorman, pentru care primesc premiul Consiliului Județean de Cultură Telorman, în anul 2016, anul centenarului nașterii lui compozitorul de muzică vocală Gheorghe Vatavan, publică o carte biografică pe Bornaz la Bragadiru și o culegere de lucrări corale, laice și religioase. La manifestările dedicate centenarului a participat compozitorii Constantin Arvinte, Irina Odrăgescu-Cupianu, Teodor Tuțuianu, Ion Pelearcă și corurile Preludiu, condus de maestru Voicu Energhescu, corul de tineret al Patriarhiei Române, condus de maestru Jean Rucu și conferențiar universitar Luminița Guțanu Stoian, corul Solemnis, condus de maestru Alexandru Bucea și corul Catedralei Episcopale Sfântul Alexandru din Alexandria, condus de profesor Lucica Caramanu, care a fost și gazda manifestării. În cadrul același eveniment a fost realizat și publicat pe internet un film documentar despre compozitorul Gheorghe Vatavan, care s-a bucurat de un real succes în cadrul adunării generale a Asociației Naționale Corale din România. S-a pensionat de la Colegiul Sfântul Sava în 2019 și de la Gazeta Matematică în 2020, rămânând redactor șef favorit.
Am toate știutori și am tot cunoscători.